În acest weekend la Deva a avut loc examenul internațional pentru câinii de căutare-salvare. A fost ultima evaluare a tuturor câinilor din această categorie din România, având ca scop selectarea viitorilor participanți la campionatul mondial al câinilor de salvare, care va fi găzduit de România în luna noiembrie acestui an. Evenimentul repune municipiul Deva pe harta competițiilor internaționale a câinilor de căutare-salvare, activitate devenită în timp nu doar una sportivă, ci și socială. Așadar, timp de două zile, aproape 30 de exemplare canine din toate regiunile țării, dintr-un evantai de rase extrem de mare, o să vedem ciobăneștii, câinii de vânătoare, terierii, de exemplu, sau retrieverii, o paletă extrem de largă, care vor participa într-o selecție națională pe specialitățile de căutare în dărâmături, proba de urmă și căutarea pe suprafață. Va fi un regal kinologic, având în vedere că la eveniment va veni și echipa națională a României a câinilor de căutare salvare, cea care este deja calificată la această ediție a campionatului mondial, și încercăm să mediatizăm, să promovăm și să conștientizăm în toate regiunile țării ceea ce înseamnă activitatea reală, nu numai cea sportivă, a câinilor de căutare salvare. Micuța Maria Dinu, mare iubitoare de câini, a devenit pentru câteva ore reporter 1TV, reușind astfel să se strecoare printre concurenți, dar și să obțină informații la cald. Este o zonă foarte grea. Am reușit să găsim victimele, dar relativ greu, să zic așa, în sensul că Oscar nu are atâta condiție fizică cât mi-aș dori eu să aibă, dar a reușit până la urmă. Panta aceasta urcat, coborât, pentru câine este foarte epuizantă și stresantă, însă m-am bucurat să particip la acest examen. Domnul arbitru a fost super, mi-a spus ce am greșit și ce avem de corectat și o să vedem ce facem mai departe. Sperăm să continuăm. Nu știu în momentul ăsta, dar sperăm să continuăm. Vreau să încerc un exercițiu pentru Oscar. Eu o să mă ascund acolo. Acolo, stai jos, Maria. Jos, jos. Stai jos, stai jos, Maria. Maria, jos, jos. El acum te-a găsit. Deci acum el semnalizează că a găsit-o. Evaluarea a fost una extrem de riguroasă, iar probele au cam dat bătăi de cap participanților la selecție. Am dat acum examenul de căutare în pădure, adică FL, proba V, l-a absolvit. Examenul constă în a căuta victime rătăcite prin pădure sau accidentate prin pădure. Cățelul, eu îi dau caută, cățelul aleargă, ia mirosul din aer, le găsește, se oprește lângă ele și latră până, cum face și acum, latră până ajung eu lângă el. De acolo iau cățelul și de acolo mă ocup eu acordându-le prim ajutor. Foarte greu, pentru că a fost o pantă foarte înclinată, zic eu undeva la 70 de grade, cred că a fost înclinația pantei, dar în schimb Dora s-a descurcat minunat, chiar dacă a fost căldură, au urcat bine de tot pe deal. Dar efortul a fost compensat cu frumusețea zonei turistice de pe dealul cetății. Aș vrea să mai spun că zona aceasta lângă cetatea Deva este nemaipomenită pentru un astfel de examen de lucru. Regiunea astfel împădurită lângă cetate creează o atmosferă extraordinară atât pentru căței cât și pentru turiști. Cetatea Deva este deosebită și ne bucurăm mult să fim aici din nou. Am mai participat și la traininguri în această zonă și a fost nemaipomenit de fiecare dată. Și într-adevăr, zona aleasă este minunată pentru un astfel de examen. Le mulțumim tuturor, mulțumesc ție, mulțumim mass media, mulțumesc primăriei, pentru că singuri nu putem să organizăm acest eveniment la acest nivel. Așadar, formăm o echipă minunată, a reușit un super eveniment, toți concurenții și observatorii sunt mulțumiți, da? Ne-au dat calificativ foarte bun, deci e nemaipomenit, da? Așadar, eu sunt foarte optimist că Deva, începând de astăzi, va reintra în calendarul mondial al examenelor de competiție de salvare canină. În urmă cu 20-30 de ani, Deva era un important reper mondial în circuitul expozițiilor canine, iar evenimentul organizat în acest weekend a dus la selectarea Devei ca unul dintre cele mai frumoase locuri în care vor fi organizate concursuri kinologice internaționale.